Asculți Eu Sunt la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună seara, dragi ascultători! Sunt Camelia Buligoana, psihoterapeut și vă prezint emisiunea Eu Sunt la Radio Terra Nova. Așa cum v-am obișnuit, această emisiune vă oferă resurse, înțelegere, sens și semnificație pentru cunoașterea și evoluția sinelui și pentru o viață trăită conștient. Invitata acestei emisiuni este Florina Stancudrigă, este psiholog clinician și psihoterapeut. Ca de fiecare dată, Florina, mă bucur mult, mult și sunt încântată de prezența ta la Radio Terra Nova. Tema emisiunii de această dată este legată de traumă. Îți mulțumesc, draga mea, pentru informațiile valoroase și pentru această temă deosebit de sensibilă pentru noi. Ce este trauma? Trauma, așa cum știm probabil cu toții, și. N-am întâlnit o persoană care să nu fi trecut prin experiențe traumatice, dacă nu chiar prin traume foarte, foarte profunde. Trauma este o experiență sau un eveniment care provoacă daune fizice, emoționale, psihologice, foarte, foarte serioase, foarte intense. Și această experiență da, poate să depășească capacitatea individului de a face față, de a se adapta. Traumele când ne gândim la traume, ele pot avea o gamă variată de cauze și ne pot afecta în foarte multe moduri, foarte complexe și foarte diferite de la o persoană la alta. Um, un autor și un specialist pe care eu îl îndrăgesc uh, din domeniul acesta al traumei este bine cunoscutul sau tot cunoscutul Gabor Mate, care el sublinează foarte, foarte intens ideea că Traumele din copilărie, cum ar fi abuzul, neglijența sau separarea de părinți, pot avea un rol profund asupra dezvoltării creierului, dar și a comportamentului și pot contribui la um, apariția ulterioară a problemelor de sănătate uh, psihică și fizică. Uh, și așa cum spune Gabor Mate că trauma este o experiență sau un eveniment de, uh, extrem de stresant și copleșitor care afectează profund sănătatea, dar uh, include adesea expresia aceasta că trauma nu este ceea ce se întâmplă cu tine, ci conform lui Gabor Mate, trauma este ceea ce se întâmplă în tine, în interiorul tău, referitor la ceea ce ți se întâmplă, la ceea ce tu percepi ca traumatizant pentru, pentru tine. Impactul traumei poate fi văzut și printr-o varietate de afecțiuni medicale și psihiatrice. Și uh, vedem adesea că traumele ne pot afecta la un nivel atât de, de profund încât de multe ori avem nevoie de intervenții specializate, dar și de intervenții medicale pentru a putea să ne restabilim echilibrul interior. Cum facem cum față? La ceea ce trăim în urma traumei. Um, cum facem față la ceea ce trăim în urma uh, traumei? Traume, da. Trauma ne aduce. Cumva, multă, multă, în primul rând, ne aduce foarte multă uh, furie, foarte mm -hmm. multă frică, foarte du multă durere psihică, fizică. Putem să ne confruntăm, bineînțeles, cu niște tulburări de, de somn, cu multă anxietate, cu coșmaruri sau chiar cu insomnii. Avem de multe ori un aspect caracteristic traumelor este acela că avem flashback-uri da? referitoare la ceea ce s-a întâmplat, adică niște amintiri involuntare ale evenimentului sau senzația de deconectare de sine sau de ceilalți, o decorporalizare sau o disociere, o mai numim noi în domeniul psihologiei și așa cum am menționat, anxietatea, dar o hipervigilență, o stare acută în care corpul se află tot Timpul într-un stres constant, pentru că nu știm ce urmează, sau nu știm exact ce s-a întâmplat, dar corpul nostru rămâne într-o într -o stare uh, plină de uh, vigilență, hipervigilență, hiperprotecție și o stare de stres anticipativă, cum că ceva s-ar mai putea întâmpla, iar eu, corp, eu și corpul meu uh, avem nevoie ca, ca să fim pregătiți pentru a putea face față evenimentelor. Folosim foarte des și auzim destul de des cuvântul traumă. Tot ceea ce trăim este traumă sau sunt doar influențe negative care se pot transforma în traume. Aș vrea să ne uităm mai mult pe partea de ceea ce poate declanșa o traumă și să facem cunoscută. Seria aceasta de evenimente și experiențe care pot duce la uh, ceea ce numim traumă? Să răspund punctual întrebării, nu tot ceea ce noi trăim, da. experimentăm, înseamnă traumă. <hânt> da? Sunt și situații care pot să fie puțin mai dificile pentru noi și asta se întâmplă adesea atunci când există o intoleranță foarte redusă la frustrare, da? mm -hmm. astfel încât noi percepem evenimentele ca fiind uh, traumatizante, ca fiind mult prea mult pentru a putea să le ducem, pentru a putea să le facem față și astfel uh, unele da, le putem privi uh, traumatice. Însă, diferă de fiecare persoană în parte și diferă, diferă foarte mult de lucru tău cu tine sau de aversiunile pe care tu le întâlnești în viață, de mediul în care te-ai dezvoltat, dar și de mecanismele de coping pe care tu le-ai dezvoltat pentru a putea să faci față da, Or, oricărei situații neplăcute pe care ai întâlnit-o. Trauma poate fi declanșată de o gamă largă de evenimente, de situații, de oameni, de experiențe care depășesc capacitatea noastră de, de a înțelege, de a procesa, de a de a face față într-un mod uh, adaptativ sănătos. Dar cele mai cumva să, să trecem în revistă sau să schițăm cumva cele mai um, importante sau niște exemple în care trauma poate fi declanșată, avem, bineînțeles, evenimentele acelea majore, traumatice, adică avem accidente grave, avem traumatisme fizice, da? avem dezastre naturale, avem atacuri, experiențe, dar și abuzul fizic, da? brutalitatea, agresivitatea, abuzul emoțional sau verbal. Da? Știm cât de mult sau ce efect negativ, impact, un impact negativ profund el au cuvintele asupra, asupra noastră. Nu trebuie să să recurgem la o violență fizică pentru a putea să rănim pe cineva. Cuvintele de multe ori au mai multă încărcătură decât o o o, o puterea unei lovituri fizice, să spunem. Neglijența, lipsa de de prezență, de afecțiune a a persoanelor de îngrijire în copilărie, abandonul, da. Toate pierderile pe care le, le suferim de-a lungul vieții, și acum sunt importante și etapele în care se întâmplă aceste, aceste pierderi: da? moartea unei persoane, a unui bunic, a unui părinte, da? a unui partener, divorțul, pierderile, relațiile, da? pierderile de genul acesta, pierderile de oameni, da? pierderile și chiar. Ale unor lucruri, dacă există un atașament foarte puternic. Nu știu, îți pierzi casa, îți pierzi mașina sau chiar locul de muncă. Um, se întâmplă și în partea de corp, dacă prima dată termenul acesta de traumă a fost descoperit de medici, însemnând că trauma înseamnă um, un traumatism. Um, da? făcut pe corpul unei persoane. Și diagnosticarea sau anumite uh, intervenții chirurgicale complicate sau grave pot lăsa și ele o, o amprentă și, bineînțeles, în, din punct de vedere fizic, rămâi cu o amprentă traumatică pentru corp, dar și ca și experiență pentru psihicul tău și pentru, uh, poate, schimbarea vieții tale în urma acelei intervenții chirurgicale. Uh, accidentele, cum, cum, am, cum am spus, pot fi... Cu totul și cu totul, niște experiențe traumatice severe, intense. Pentru că nu. Nu, nu atingem, nu rănim doar psihicul, se rănește și fizicul și sunt două componente care nu se despar niciodată și există această legătură că orice ai face psihicului este influențat și în corp, iar corpul influențează, bineînțeles, la rândul lui psihicul. Deci, evenimentele acestea care implică și partea de intervenții medicale sunt cu adevărat traumatice și nu cred că există vreo persoană care să nu-și amintească vreo operație de apendicită simplă, da, sau poate mai complicată, sau uh, cine nu-și amintește uh, intervențiile de, a, de vaccin, da, de vaccinare, că toate au fost niște intervenții care au fost făcute asupra corpului. Și iată că vedem această încărcătură, și emoțională, dar și locală, în locul în care a fost făcută, și este un, un cumul, un complex mm -hmm. care poate să, să fie resimțit uh, traumatic. Mm -hmm. Din ce, ceea ce rețin eu de aici. Din toate aceste informații foarte valoroase, extrem de valoroase, care ne arată ce anume declanșează trauma, este că ele pot avea la bază rădăcini în copilărie, dar și uh, evenimente declanșatoare cu încărcătură mare nu, Pe, în perioada vieții, care pot varia de la, uh, nu știu, uh, elemente de pierdere, da? moartea persoanei dragi, unui loc de muncă, divorțul sau uh, evenimente naturale și pot fi și pe zona de relații, de abuzuri și uh, neglijență, nu? Multă neglijență și abandon în copilărie. Uh, ai vorbit mult despre trauma care este la nivel psihic mai complexă și pe corpul fizic, da? Și ai vorbit de intervențiile medicale care sunt și ele un... Uh, sunt, pot, pot fi uh, traume, nu? Pot lăsa traume pe corpul fizic. Cum, uh, cum lucrăm noi pe aceste uh, genuri de traumă? Există o metodă sau uh, poate dintre cei pe care ai studiat, ai vorbit de grabă mate dar mai sunt și alții care se ocupă de studiu traume și de uh, partea de soluționare a traumei. Mm. Peter Levin sau, sau Rupert sau da, exact ce, ce ce îndrumări ne dai cum să gestionăm noi traumele, sau ce putem face noi? Cum, cum fiecare dintre noi suntem atât de unici, diversi, așa există și pentru, pentru fiecare în parte o anume strategie sau o anumită tehnică sau un anume instrument care funcționează cel mai bine. De aceea, slavă Domnului, avem mai multe instrumente, mai multe resurse pentru ca fiecare în parte să încerce să, să vadă ce îi se potrivește mai bine. Dar, pe lângă toată partea de specialitate unde poți să găsești multe răspunsuri la întrebările pe care ai, avem la îndemână primul pas important, este uh, conștientizarea. Conștientizarea ce înseamnă? Să-ți dai seama că ceva s-a întâmplat în viața ta, ceva s-a întâmplat și te-a afectat foarte mult, este ceva acolo care îți împiedică... Uh, uh, îți împiedică capacitatea ta de a te bucura de, de viață. Poate că vezi că ai somnul perturbat, poate că vezi simptome somatice, dar fără niște cauze anume, dar poate vezi tensiune musculară sau vezi niște blocaje în corp, vezi poate niște blocaje în a face anumite acțiuni, vezi niște uh, limite sau îți uh, ești afectat în diverse uh, domenii ale a, ariei tale personale, cum ar fi partea emoțională, poate vezi că ești, poate, uneori mult prea anxios, poate că ai atacuri de, de, panică fără cauză, poate că te confrunți cu depresie, da, cu tristețe sau furie sau ai anumite comportamente de evitare. Eviți subiectele, da? Une, unele subiecte pot fi foarte, foarte sensibile pentru tine pentru că te duc la momentul traumatic, da, când s-a întâmplat ceva care te-a profund când eviți oamenii, situațiile, dar când recurgi poate la alcool sau la substanțe, atunci când ai comportamente autodistructive sau pur și simplu te, te retragi. Deci, în primul rând, să vezi ce se întâmplă, să conștientizezi. Că ceva se întâmplă cu tine, că există un cumul de simptome care ar putea să fie dintr-o anume cauză, una sau mai multe cauze. Dar conștientizarea faptului că tu poți să experimentezi uh, niște efecte negative a unei traume suferite în trecut este primul pas. Da? Este foarte important să nu ți neglijezi sentimentele. Permiteți să le simți, să le simți, să explorezi, să stai de vorbă cu emoția, să te observi, să fii un, un bun prieten al tău, un bun observator al tău, ca și cum ai sta de vorbă cu altă persoană pe care vrea să o ajuți sau cu care de care ai vrea să te apropii mai mult. Pentru că ceea ce se întâmplă într-o traumă este această disociere, această splitare a euului. Asta înseamnă că eu mă îndepărtez de mine, eu mă îndepărtez de corpul meu și de sinele meu autentic. Și este ca și cum trăiesc într-un corp, dar nu sunt corpul. Și e bine, și, um, este important ca, ca tu să te aliniezi, să fii conștient în în, într-o colaborare sănătoasă cu corpul, gândurile, da? Deci această aducere în unitate, corp, minte, da, emoții. Să fie un întreg, în aici și acum. Să, să ne adunăm, da? Acesta este um, ceea ce ajută. Ajută foarte mult să ai rutine, rutine zilnice care să te ajute să faci fața acestor simptome, cum, da, poate, nu știu, rutina de seară sau gestionarea um, emoțiilor um, intense. Evită, poți să mai eviți, da, să încerci să eviți pe cât de mult poți stimuli traumă relaționați, ceea ce tu, tu, tu consider că este declanșator traumatic pentru tine. Ceea ce ți, ți aduce ție un disconfort. Da? Pe că se poate să-l eviți, pentru a putea să să cât poți până când ajungi să procesezi și să elaborezi trauma și să ajungi la o vindecare, da? ca să desensibilizezi a, acești stimuli, da? cumva să-i să faci să dispară pe cât mai mult. Bineînțeles că gestionarea stresului este foarte, foarte utilă în, în abordarea aceasta de a gestiona trauma. Este important să îți acorzi timpul de care tu ai nevoie. Știu că este o lume, pare nebună, că totul se desfășoară pe repede înainte, viața ni se desfășoară pe fugă, de dimineața până seara, și nu doar de dimineața până seara, de la săptămână la săptămână, de la lună la lună, suntem într-o alergare continuă. Și ceea ce ne ajută și în acest proces de lucru cu trauma este să ne mai oprim puțin. Adică stai tu cu tine și observă ce se întâmplă acolo în interiorul tău. Ce emoții ai. Da? Ce emoții ai ce se întâmplă și care sunt nevoile corpului tău, sufletului tău, să spun așa, de care tu nu te-ai mai ocupat de mult timp și este nevoie. Și este bine să... Este bine. Da. da, este bine. Util mai este, bineînțeles, să ai răbdare cu tine, pentru că procesul de vindecare al unei traume este lent și poate fi întrerupt de momente dificile. Să înțelegi că este important, este normal să, și ce, poate cel mai provocator să rămâi angajat în procesul de recuperare, pentru că lucrurile nu sunt ușoare. Nu sunt ușoare. Uh, când vorbim de traumă, vorbim de niște lucruri foarte profunde, foarte incomode, uh, greu de uh, experimentat, de asta în ele. Și uh, cred cu tărie că vindecarea în, în terapie și în mod, uh, în, în, în mod normal, o vindecare, as, indiferent de subiectul pe care tu vrei să-l să abordezi, că vorbim de o stimă de sine sau vorbim chiar de traumă, da, important este să. Uh, să, răm, să rămâi în emoții, da? Ca tu să le poți procesa astfel încât să le asculți și să pricepi mesajele, să înțelegi scopul, să vezi de ce vin și cumva să le folosești în avantajul tău. Deci, asta în emoție este provocarea cea mai mare, dar este lucrul care e, ajută și aduce exact rezultatul pe care noi îl căutăm, da? Acea vindecare care. Uh, o vindecare sună cumva ceva greu, greu de atins, însă este posibilă. Și primul semn în care tu poți să vezi că te vindeci ușor de traume este pur și simplu semnalul acela că nu te mai deranjează, nu te mai afectează. Viața ta se îmbunătățește. Te bucur de relații, te bucur de oameni, te bucur de tine, de timpul tău cu tine și ești cumva aliniat, ești conștient și ancorat cumva în prezent. Adică te bucuri de astăzi, de ziua care, care este acum, de momentul prezent, care din fericire este tot ceea ce putem avea acum și acum este doar momentul asupra căruia putem să avem control. Așa este. Dar bineînțeles că te ajută dacă, dacă nu, nu ești pregătit încă, da, te ajută să mai vorbești cu prietenii, cu familia, dar întotdeauna terapia văd asta că ajută și văd miracolele vindecării destul de des în, în cabinet, și sunt foarte bucuroasă când oamenii vin și vorbesc despre lucrurile acestea atât de profunde și atât de, de greu de exprimat în cuvinte, însă văd cum ele sunt eliberatoare și văd că există această vindecare. Deci, ajutorul unui specialist întotdeauna va fi un sprijin cu adevărat care va face o diferență în acest proces al tău. Da, și miracolul apare atunci când stai în proces și ai răbdare cu tine. Pentru că miracolul nu se întâmplă dacă vii odată. Miracolul se întâmplă dacă vii de mai multe ori și crezi. Ai încredere în proces și în tine. Angajamentul este ceea ce, ce da. face diferența în orice proces pe care l-ai avea, sau obiectiv, chiar de la tine, chiar de la un proces terapeutic, orice s-ar întâmpla. Ai rezultate acolo unde, unde nu-ți pierzi răbdarea, unde acționezi, unde ieși puțin din zona de, de confort și normal că lucrurile se întâmplă atunci când acționezi diferit. Așa este, da. Și când cauți sprijinul adecvat, e... E și asta o situație în care... Și potrivit, de ce și nu? Potrivit, da, în care, nu știu, nu-ți nu vine la îndemână să ceri Nu știi să ceri ajutor sau ți este greu să ceri sprijin de la cineva. Da. Vindecarea traumelor este foarte importantă pentru procesul de vindecare, pentru că atunci când vindești, de fapt, trauma sau evenimentul acela care ți-a declanșat acele trăiri, și a fost greu de dus, de fapt îți vindeci relațiile, îți vindeci dependențele, îți vindeci viața. Da, capătă o altă. Da. O, o resursă sau un mediu în care tu poți să faci asta. Știm foarte bine că noi ne naștem în relații, ne da. rănim în relații, dar ne și vindecăm în relații. Ei bine, există niște grupuri de suport pe care în care tu, noi le, niște grupuri de suport pe care noi le susținem, dar în care tu poți să ai parte de o altă experiență diferită, care să fie cu adevărat vindecătoare, reparatorie pentru experiența ta traumatică și pentru a vedea că nu ești singur. Există da. și alte persoane care trec prin experiențe poate similare, însă nu ești singur. Iar împreună este acest împreună care e cu adevărat vindecător. Iar asta o, o pot spune doar cei care uh, ies din zona de confort și merg în față, vorbesc, se exprimă și fac ceva diferit. Pentru că n-ai cum să. Întrebarea ar fi cum ai putea să ieși dintr-un cerc vicios sau cum ai putea să rupi un patern. Mm -hmm. Cum? Răspunzând diferit, acționând diferit. Da. Da, și trăi cât mai în prezent, nu în trecut, că trauma te duce în trecut foarte mult. Tu faci niște grupuri de, de dezvoltare sau de suport, da? Poți să le aduci aici în discuție și cei care te ascultă să știe unde te găsesc? Da, susțin, susțin fizic cred foarte mult în puterea aceasta de a lucra fizic, de a fi într-o conexiune reală, da, și internetul are valoarea lui, însă a trăi în prezent autentic, real, observ un rezultat extraordinar, parcă o facilitare a rezultatelor, da, susțin în București fizic grupuri de terapie mixte, da, pentru femei și bărbați, dar și grupuri special pentru femei, în care ne susținem împreună și lucrăm împreună foarte, foarte intens. Și observ că lucrul acesta în grup este cumva mai rapid avem rezultate mai mai rapide, mai cumva vizibile și oamenii sunt luați prin surprindere de puterea grupului și este ceva magic care se întâmplă acolo invit, uh, invit cine dorește să, să intre mm -hmm. în contact cu, cu noi. Da, Florina Stancudrică este activă pe toate mediile sociale inclusiv pe site și o puteți contacta Florina, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Dacă poți să ne lași un mic dac de creștere sau un singur lucru pe care putem să-l luăm de aici. Trauma nu înseamnă un stigmat, trauma nu, nu este o etichetă pentru tine, trauma nu te definește, iar tu ai puterea de a depăși în momentul acesta. Ai puterea, există în tine puterea. Da, să. Ești cred. mai puternic decât crezi, oricine ai fi și, și ne asculti acum. Ideea e că avem sprijinul adecvat, cu eforturi personale și cu siguranță putem să ajungem la un mai mare echilibru și încredere și forță în noi. Îți mulțumesc, dragă Florina, te aștept cu mare, mare, mare plăcere și bucurie și cu toată dragostea și prietenia mea la o nouă emisiune la Radio Terra Nova și în curând și la TV, da? Iar dumneavoastră, dragi ascultători, vă mulțumim că ne ascultați și nu uitați, viața este o călătorie a descoperirii de sine. Vă așteptăm cu drag joia viitoare la o nouă emisiune, pe curând.